Obiectivele urmărite de oamenii legii în cadrul acestor misiuni sunt paza secțiilor de votare, menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea unor evenimente negative, precum și aplicarea cu fermitate, corectitudine și echidistanță a prevederilor legale atunci când se constată încălcări ale legii. Aproximativ 80 de polițiști se vor afla în stradă pentru a asigura măsuri de ordine și liniște publică în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale în această perioadă. De asemenea, dintre cele 245 de secții de votare constituite la nivelul județului Giurgiu, polițiștii vor asigura măsuri de pază și protecție la 21 de secții, jandarmii la 80 de secții, lucrători din cadrul ISU la 80 de secții, polițiști de frontieră la 55 de secții, iar lucrători din alte structuri teritoriale ale MAI la câte 3 secții de votare. Totodată, pentru soluționarea solicitărilor și semnalărilor cu privire la evenimentele produse în ziua alegerilor, vor acționa conform competențelor 139 de polițiști constituiți în 13 echipe operative. Locațiile unde sunt amplasate cele 245 de secții de votare au fost verificate pe linia dotării cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv a căilor de acces, evacuare și intervenție de inspectorii de prevenire din cadrul ISU Giurgiu.